Doamnelor și domnilor, am revenit aici la Agricultura, la Raport, la Agro TV. Ne propunem să discutăm în momentul ăsta și despre evenimentul pe care Comisia de Agricultură l-a organizat săptămâna trecută. Vă spuneam că cei care vor produce eco vor avea mai mult de câștigat, vor avea mai multe șanse de a concura cu cei din afara României și ăsta e un lucru bun. Știu că domnul secretar de stat Botănoiu mai vrea să completeze ceva. Nu, am vrut doar să reamintesc un lucru. Noi avem un regulament nou, 848 din acest an, care el trebuia pus în aplicare. Eu mulțumesc Comisiei de Agricultură dintr-un motiv foarte simplu, că sunt atenți la astfel de schimbări la nivel european și reușim să ducem în timp optim în legislația națională ceea ce s-a întâmplat acolo. Și o să vedeți că sunt chestiuni care, evident, vor intra în aplicabilitate cu anul 2021. Până atunci avem tot timpul din lume să putem să ne pregătim. Dar, domnul Ghinea, vreau să spun un lucru important. Nu trebuie să uităm că la ora actuală se pot elibera adeverințe pentru ca fermierii să poată să-și ia bani ca să poată să își desfășoare activitatea. Deci s-au încheiat convențiile, s-au semnat de către bănci, APIA și-a făcut treaba așa cum a promis, iar astăzi suntem în situația în care pot fi acordate aceste adeverințe. Bun, haideți, dați-mi voie să completez puțin, așa este, am urmărit și regulamentul de la Comisia Europeană, dar vreau să vă spun că acest draft de lege legat de această agenție a fost făcut împreună cu Ministerul Agriculturii, cu reprezentanții bio din România și cu reprezentanții asociației care promovează produsele românești. Deci a fost o colaborare, eu zic, destul de fructuoasă și cred că această lege sau această agenție va fi destul de productivă, nu numai pe produse bio, dar și pe celelalte produse românești. Bun, vreau să trecem și la un alt subiect, diminuarea risipei alimentare. Știu că mâine aveți în cadrul Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților pe ordinea de zi proiectul de lege pentru modificarea legii 217/2016. Sincer, n-aș fi vrut să discut despre această lege. Este o lege foarte importantă, dar, din păcate, mâine trebuie să luăm o decizie finală, pentru că, după cum știți, legea risipei a fost termenul de aprobare a fost suspendată până pe 30 iunie și trebuie să intre această lege în vigoare, altfel rămâne un vid legislativ. Așa, una peste alta, legea cred că este bună. O singură problemă a rămas puțin în suspans. Este vorba de vânzarea produselor agroalimentare care sunt preluate de la magazinele de vânzare. Mă refer aici la produsele care sunt cu termene apropiate de expirare. Aceste produse au două variante. Ori să fie arse, să fie distruse, ori să fie duse mai departe, să fie consumate în cazuri sociale, bineînțeles, dar nu cu termene de expirare. Multe organizații non-profit vor să preia aceste produse și să le revândă. Ei spun că să spună și ele micile cheltuieli pe care le fac legate de această activitate. Cred că vom găsi o soluție bună mâine, pentru că mâine va fi pe ordinea de zi într-o ședință comună cu Comisia de Industrie. Eu sunt convins că mâine vom lua decizia cea mai bună și va ieși o lege foarte, foarte bună. Bun, vreau să discutăm despre o altă lege pe care ați avut-o pe ordinea de zi săptămâna trecută, legea vânzării terenurilor. Ați dezbătut-o în Comisia de Agricultură, a fost și votată. Vreau să știu dacă îi mulțumește și pe fermier, dacă sunteți dumneavoastră mulțumiți de forma în care... Eu am avut un principiu când am intrat, de fapt așa un principiu pe care îl respect la fiecare lege, când în momentul când avem o lege în Comisia de Agricultură, îi chemăm pe toți cei care sunt implicați sau, eu știu, sunt
depind de această lege, mă refer aici la nivel de asociații profesionale și le spun de fiecare dată, vom scoate această lege din comisie în momentul când vom zâmbi toți și vom da mâna cu toții. Legat de legea vânzării terenurilor, cred că săptămâna trecută când am avut un vot în Comisia de Agricultură, am zâmbit și am dat mâna cu toți cei care au participat la această lege. Acum, nu știu, probabil când ajung acasă s-ar putea să uite pe lege și să mai schimbe, să-și mai aduc aminte că totuși parcă aici era mai bine altfel. Oricum, acum de data asta, din păcate, noi, legea nu poate să intre acum în plenul Camerei Deputaților, pentru că știți, avem ultima săptămână de lucru săptămâna aceasta și trebuie să mai treacă și prin Comisia Juridică, sau probabil că vom avea tot așa o ședință comună cu Comisia Juridică. Dar sigur, în prima parte din septembrie va fi în vigoare și sunt convins că legea va avea efectul pe care l-am dorit. E vorba de acea specula terenurilor de care vorbeam de fiecare dată. Știți bine că în România s-a creat așa o imagine din asta generală că România este țara în care se pot cumpăra terenuri de oricine, oricât și oricând. Această lege reglementează acest lucru și interzice, bineînțeles, și am să vă dau câteva date aspecte din această lege. Mă refer aici la preemptorii care sunt băgați cu drepturile respective și e vorba de coproprietari, de rude de gradul 1, de tinerii fermieri, foarte important, i-am pus acolo să aibă preemțiune la cumpărare. De asemenea, am ajuns până la stat prin ADS, un lucru nou cu care am venit noi acum la insistențele ASAS-ului, Academiei de Științe Agricole, vor să aibă și un drept de preemțiune și aveau mare dreptate și, bineînțeles, le-am acceptat acest lucru până la urmă, pentru că nu sunt mari cumpărători de terenuri, dar spuneau, domnule, avem o situație în care facem cercetare pe un teren și lângă noi e un teren privat care vrea să-l vândă și nu ne-ar prinde foarte bine acel teren. Aici e vorba de suprafețe foarte mici, sunt convins, de ordinul hectare, nu nici măcar 10 de hectare sau poate maxim 10 de hectare. De asemenea, lucruri importante pe care le-am trecut în această lege sunt legate de cei care cumpără terenuri, să fie oameni de agricultură, să fie oameni care vor să facă agricultură pe terenul și pentru acest lucru am la societățile comerciale le-am impus să aibă un cel puțin 75% din cifra de afaceri pe ultimii 5 ani de zile să fie venituri din agricultură. De asemenea, persoane fizice să aibă un istoric în agricultură, să aibă studii legate de agricultură, adică să demonstreze că terenul cumpărat este strict pentru a face agricultură. Am mers mai departe și legat de domiciliu celor care cumpără terenul, cel puțin 5 ani de zile să aibă domiciliu în România, nu să vină cineva din afară să cumpere teren în România. Și un lucru foarte important este acea vânzare a terenurilor numai de vreme de 15 ani, adică exact legat de această chestiune, să dispară specula, pentru că în România, nu vă spun o noutate, știm cu toții că terenurile agricole au plecat de la undeva la 100 de euro pe hectar până au ajuns acum și acum încă sunt zone unde prețurile sunt mici, când vorbim, zic mici, 2000 de euro. Sunt și zone unde au ajuns până la 10.000 de euro, dar oricum încă mai sunt prețuri atractive. Eu, legat tot de această chestiune, vreau să vă spun că n-am fost de acord niciodată și nu ceea ce se mediatizează, că în România 40% din terenuri sunt cumpărate de străini, nu e adevărat, sunt speculații, dar eu știu, dar dramatiza acest fenomen, poate e și bine că l-au dramatizat, că așa am și urgentat această lege de vânzare a terenurilor. V-am zis, îmi pare rău că nu putem, timpul nu ne permite să o punem în aplicare cât mai repede, dar în prima parte a anului septembrie, a anului lunii septembrie va fi în
promulgată de, sau promulgată, trecută prin Parlamentul României și, bineînțeles, să ajungă la președinte. Să sperăm că nu se va juca și cu această lege, pentru că, cum obișnuiesc, să joace cu legile care vin din Parlamentul României. Domnul secretar de stat. Domnul Ghinea, deci, pe lângă legea 17, vânzarea terenurilor agricole către persoane fizice, un lucru important care s-a realizat acum și vă dați seama că suntem încântați de acest lucru, este referitor la darea în plată sau contribuția cu aport de capital, pentru că foarte multe societăți, foarte multe fonduri speculative sau foarte mulți cetățeni care veneau și băteau la poarta unei ferme, spuneau, domne, e societatea românească, dar știi, eu aș putea prin aportul de capital sau prin darea în plată să pot să devin sau să controlez acțiunile principale din această companie. Și este bine că s-au prevăzut acum aceste modificări în legislație, astfel încât să nu se mai joace. Și dacă acționarii respectivi, deci toți acționarii, indiferent că e persoană juridică sau persoană fizică, trebuie să locuiască în România cu cel puțin 5 ani înainte, ca să poată să aibă dreptul să achiziționeze. Sunt niște măsuri destul de drastice. Țineți minte că am avut o discuție aici și v-am spus, domnule, cred că vom veni cu măsuri mai drastice decât ceea ce ne propuneau asociațiile profesionale, unde spuneau, domnule, 15 ani să nu schimbi categoria de folosință. Și atunci am spus, nu, 15 ani să nu vinzi. Deci ai cumpărat, nu vinzi. Dai în arendă, dai... Da, există formule. Da, dacă totuși cineva vrea să-l vândă, poate să-l vândă, dar doar statului prin ADS. Pentru că așa poți să faci și politici cu tineri, poți să aduci, mai aproape nevoia de a avea... vă dau un exemplu, la tineri s-au prevăzut niște condiții mai laxe. De ce? Cel care face zootehnie... este important să aibă prioritate la astfel de resurse. De ce? Un tânăr cu un fermier, așa cum este domnul Rădulescu, nu va câștiga niciodată în competiția de a achiziționa terenuri în comuna dumnealui. Și atunci îi creez posibilitatea, pentru că el ce face acolo? Edifică niște imobile, construiește niște grajduri, ia niște autorizații. Nu este situația egală cu concesiunea de teren sau închirierea de terenul, când proprietarul, dacă nu vrea, îl pui înapoi la dispoziție și s-au încheiat relațiile contractuale. Aici este un pic mai delicat. La fel se întâmplă și în cazul legumiculturii, dacă el edifică sere sau solarie acolo, pomicultura, pentru că sunt culturi perene. Nu poți să întrerupe acest ciclu. Și ca atare, eu cred că consultările acestea au rezultat un lucru bun. Sigur că evident, la o negociere nu poți 100% să-ți impui punctul tău de vedere ca fiind universal valabil. Și aici toată lumea a fost ascultată, întrebată, fiecare a beneficiat dintre organizațiile mari profesionale, dintre reprezentanții partidului politice și e bine că s-a ajuns la un consens. Da, a fost votată de către toată lumea. Din Comisia de Agricultură, da. Dar dacă vor apărea ceva modificări în Comisia Juridică, va trebui să facem Comisie Comună. Deci o vom vota încă o dată. Domnul Rădulescu, vă mulțumește cum arată legea în forma actuală? Știți cum se spune. Depinde ce vrei și nu poți fi mulțumit tot timpul. Părerea mea că este foarte bine făcută până la un punct. Punctul acela se referă la ceea ce spune domnul secretar de stat Butănoiu, la societățile comerciale. La societățile comerciale, și sunt unele mari, și aici probabil că am fost un pic prea duri. În momentul când îți găsești un investitor, ușor să vedeți că așa se va întâmpla, când urmează să facem și lanțuri pe produs și așa mai departe, care, dacă intră la tine, trebuia o limită, să nu fie mai mult de 49%, dar nu să nu-l lasă vin aici. Deci să nu fie mai mult de 49%, să nu controleze el, dar ai anumite produse pe care îți trebuiesc o piață externă și atunci el, dacă e, nu știu, din Germania, din Franța, din Italia și așa mai departe, poate deschide niște piețe și niște lucruri. Dar nu m-am cramponat mult de această idee, pentru că cu siguranță lucrurile se pot îndrepta. Viața ne va demonstra și la unii și la alții dacă e bine, dacă e rău. Pentru că agricultorul român și agricultura României, cu tot respectul față de cei doi domni care se află aici, are nevoie extraordinară de infuzie de capital. Dânsii ne ajută, fac legi, fac programe. Problema e când le pui în practică și de unde iei bani. Pentru că iar ne întoarcem. Vedeți că am ajuns la 9%, la 10% dobândă.
da? Cu cine mă bat? Cu ăla care are 0,50 de eurocenți. Despre ce vorbim? Nici 1%. Suntem pe aceeași piață. Vedeți că noi cumpărăm toți agricultorii produse din Uniunea Europeană. Că sunt erbicide, că sunt fungicide, că sunt îngrășăminte, că sunt și semințe o parte, dar e bine că am început să le producem aici. Nu mai vorbesc de mașini, tractoare și așa mai departe, da? Toate astea pun o presiune foarte mare pe agricultorii români. Și probabil că în ceea ce va însemna programele de dezvoltare 2020-2027-2028, prioritar pentru aici și pentru domnul Stănescu, îi spun și pentru domnul Bătănoiu, pentru că vor fi artizanii acestui program. Domnul politic, mă refer la dumneavoastră, domnul președinte, să nu mai faceți aceeași greșeală pe care s-a făcut în 2013, când am dat la o firmă din Austria să ne facă programul național de dezvoltare, care s-a învârtit așa că nu știa, a venit cu niște români și cu toate șmecherile alea, nu e vina dumneavoastră, dar să știe că le știm și ne-am bătut, greu ne-am descurcat cu el. Dacă ați reușit până acum să faceți niște lucruri bune, v-am zis, niciodată România n-a avut ajutoare de stat pe investiții, niciodată, deși puteam să le avem odată de la aderarea Uniunii, de la aderarea țării Uniunii Europeană. Și ați făcut primii pași. Și aici meritul extraordinar este al Ministerului Agriculturii, domnul Bătănoiu, cu echipa de acolo și cu domnul ministru. Și mai departe, Parlamentul că a înțeles acest lucru. Dar trebuie să ne întâlnim, cea mai mare problemă, și probabil dacă mai intră telespectatorii dumneavoastră agricultori în discuție, o să vă confirme sau să vă infirme ceea ce vă spun. Este capitalul de lucru. Pentru că inclusiv prin aceste programe europene, îi dai banii să facă o investiție. Vorbesc de zootehnie acum, care necesită bani mulți. Îi dai bani să facă programe, ia cu dobânda pe care o ia, băncile, când aud de agricultură, să știți că nu mai sunt deloc atractive pentru investiții în agricultură, chiar dacă sunt pe fonduri europene. 1. 2. Ceea ce se întâmplă este că, presupunând că construiești o fermă de vaci de lapte sau construiești o fermă de vaci de carne sau o fermă de porci. Animalele nu intră niciodată pe programe europene, da? Îți trebuie capital de lucru, îți trebuie hrană, îți trebuie multe lucruri și dacă o investiție costă, să zic, 700-800 de mii de euro, îți trebuie 350 de euro capital de lucru, care îți trebuie în permanență. Îl rulăm din profitul ăla, îți plătește dobânzi, dar capitalul ăla trebuie, că animalele mănâncă și nu merg mai departe. Și când le acumulăm toate aceste chestiuni, ca asta de multe ori mă deranjează, că spune, domnule, agricultorul român nu e competitiv. Credeți-mă pe mine că e foarte competitiv și e foarte muncitor și uite de cele mai multe ori să-și pună și propria lui muncă și a familiei lui în cheltuielile pe care le face. Sunt lucruri la care trebuie să fim foarte atenți și cu care să încercăm să rezolvăm mai departe ceea ce este pentru agricultura României. Eu astăzi mă tot gândeam, că la un moment dat eram undeva la niște colegi să văd o investiție și am zis, băi frate, ce s-a început acum în România și dacă se va ține bine și ca prioritatea numărul unu să fie agricultura, pentru că vor nu vor, trebuie să recunoaștem pentru acest guvern, această guvernare, că guverne au fost mai multe, prioritatea numărul unu a fost agricultura. E un plan Marshall care, haideți să ne întoarcem la nemți, că nemții au ajuns aici după ce americanii le-au dat bani să-și pună agricultura la punct. Haideți să ne punem agricultura la punct, haideți să dăm bani agricultorilor, haideți să îi ajutăm să facă programe, haideți să îi ajutăm să se reorganizeze. Mai vine și partea aia, să mai facem și niște autostrăzi, mai facem și niște turie și lucrurile, dar pilonul de bază al României este agricultura. Bun, haideți că mai avem un telespectator alături de noi, dorește să intre în dialog cu dumneavoastră. Bună seara! Alo, bună seara, să trăiți, domnul Ghine. Să trăiți și dumneavoastră. Cum vă numiți și de unde ne sunați? Domnul Toma. Exact, Toma Credincioșu. Sunt de la satul mare Livada. Am înțeles. Vă ascultăm, domnul Toma. Domnul Ghine, am mai intrat cu dumneavoastră într-o seară în direct și v-am explicat din niște teren, ce am aici 6 hectare, 15 arii de teren. Așa.
cu suprapunere și cu banii nu mi-o dat de la pe atât de disperat și băjocorit din am fost în viața vieții mele, cum fac domnii directori, în special domnul director de la APE, de statul mare. Bun, sunt niște acuze grave astea pe care le faceți dumneavoastră. Foarte grave. Aveți special... și dovezi în sensul ăsta? Am și dovezi, mai mult. Am fost la poliție la Livada și am zis, domnule, ce suprapunere de teren, am niște nume și am chemat la poliție. La poliție au spus respectivii că nici vorbă de așa ceva ei n-au făcut. M-am dus la APE, la centrala statului mare și am explicat. Domnule, zic, uite, i-am dat la poliție și oamenii, de ce nu-i chemați ca să vedeți că ei nici vorbă de așa ceva? Că nu se suprapun cu terenul meu. M-am dus la el, nu m-a nici băgat de seama. Am zis, domnul director, dumneavoastră vă luați salariile foarte frumos și bani bune aveți. Zic, cum v-ați simțit dumneavoastră dacă eu, de exemplu, într-o an de zile, lucru terenul ăla și mă chinui pe el, să vedeți ce porumb am, și o zonă așa mai deluroasă un picuț, lângă o pădure, să vedeți ce porumb am, că nici pe acolo jos, la Paragan, nu există așa ceva. Hai să vedeți ce teren am acolo și ce am și ce nu-mi dați bani. Păi că ai ceva suprapunere. Ce suprapunere am, domnule, că am fost la poliție cu persoanele și o să nici vorbă de așa ceva. Lasă, zice domnul Toma, nu face rău că ți-o-mi da, la, ți-o-mi da anul ăsta, zice, că s-o luat hârtiile. Da, zic, mi l-o luat, zic, dar trebuie să mă duc până la domnul ministru că l-am văzut un om foarte de treabă și până la urmă să explic, să vedeți ce se întâmplă și aici prin nordul țării, aici pe la noi. Domnul Toma, mă ascultați un pic? Da. Haideți să sintetizăm, că nu mai avem foarte multe minute la dispoziție și să primiți și un răspuns din partea invitaților prezenți aici. Da? Chiar bine. Că vă rog că aveți niște demnitare acolo și respect, sunt un PSD-ist și eu și aș vrea că dacă domnul Daia încearcă să facă un pic de ordine și să îi pui în drept pe oamenii care vreau să muncesc, vă rog să mă ajutați de acolo un simplu telefon, măcar dacă le-ați da, că o să cătă... Uitați, domnul secretar de stat Botănoiu, vă răspunde acum la speța dumneavoastră, da? Domnul Tom, am o rugăminte la dumneavoastră, lăsați-ne numărul de telefon și dacă ei au greșit, trebuie să plătească pentru ceea ce fac. Atât vă pot spune și o să vedeți măsurile ulterioare. Vă mulțumesc foarte frumos, mai aștept, dacă nu până acolo la București, mă duc în persoană și trebuie să se rezolve treaba, că sunt foarte supărat. Numărul de telefon. Ceva. Domnul Toma, lăsați numărul dumneavoastră de telefon colegilor mei din regie, da? Iar de acolo numărul va ajunge la domnul secretar de stat Botănoiu. Vă mulțumesc foarte frumos. N-aveți pentru ce. Seară bună vă doresc. Multă sănătate. Numai bine, Doamne ajută. Domnilor, haideți să luăm și noi o scurtă pauză de publicitate, pentru că astea sunt regulile în televiziune și trebuie să le respectăm. Luăm publicitate. După câteva minute ne vom reîntoarce aici la Agricultura, la Raport, și vom discuta despre alte lucruri interesante pentru fermierii români, un program de asemenea important pe care îl derulează Ministerul Agriculturii este legat de irigații, de apa pe care fermierii noștri, de care au atâta nevoie, mai ales că au fost perioade grele pentru ei, și iată că lucrurile au început să se miște și în sensul ăsta și vor putea din ce în ce mai mulți fermieri să irige suprafețele pe care le lucrează. Dar până atunci luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim la Agricultura la Raport.